tuturor și bine v-am regăsit la un nou uh, clip pe canal, de data aceasta avem aici o chestie șmecheră și săptămâna asta o să ne mai vină niște chestii uh, șmechere uh, Avem aici o tabletă primită de la Gearbest, pe partea de la alta mi-a adresat cu toate cele, deci nu putem să arătăm um, O tabletă care mă va ajuta destul de mult, sper eu Haideți să vedem. Aveți în descriere o grămadă de linkuri către site-ul lor pe Europa, pe mai știu eu ce pe acolo oferte. Deci dacă vreți să verificați, mergeți în descriere. Eu le mulțumesc pentru tabletă. E o tabletă ce nu prea se găsește cel puțin la noi în România. N-am văzut să se găsească. are pe ea Windows 10. Acum nu știu dacă o să... L-ai băgat, a instalat. Dar Aici este obook original, nu e. Aici scrie, uite, avem câteva specificații chiar, deși pe pe cutia cealaltă scrie altceva pe pachetul am. Avem aici niște specificații, zice așa, ecranul este de 11,6 ips, full hd, A, procesorul intel este un quad core de 1 până la 1,8 un quad core de 1.8, placă video integrată Intel, după cum se observă pe aici n-am focalizare, îmi pare rău. 4 GB de RAM DDR3, a, 32 de GB spațiu, se poate băga un card în ea, wireless, cameră frontală și sistemul de operare este Windows 10, ceea ce a, pentru mine o face puțin mai tare. Este un fel de laptop a, fără tastatură. Poți să cumperi dacă vrei adițional și uh, tastatură la, la nebunia asta Cred că pe partea de alt de fapt Da, aici am tăiat partea greșită, dar nu e nicio problemă Hăți Uite așa frumos o să mai avem parte de niște unboxinguri și pe canalul celălalt, sper ca tot săptămâna asta să vină. Uh, pe canalul ăsta totuși o să mai avem un unboxing la ceva șmecher. haide să vedem ce este în pachet. Opa, oh fuck, e invers. Ok. este culoarea șampaniei, ceva de genul. Așa scrie. Champagne, ceva de genul ăsta. Ok, asta o să o lăsăm la urmă. Băi, ce subțire este. te what she <laughs> Ok, avem aici o, grămadă, o grămadă de user manual, un sticker ceva mucinceai, ceai nu înțeleg ce scrie pe el. Avem aici un cablu adaptor, din USB normal în USB mini, micro, ce fi. Un încărcător. Încărcătorul pentru tabletă, evident. Dar deja miroase a topit. Problema e că nu am un adaptor. <laughs> ok, probabil la asta nu s-au gândit. Uh, trebuia să-mi cumpăr un adaptor. Sau mi se pare că am la telefon. La telefonul vechi mi se pare că am, nu știu. În fine, mai puțin important acum. Avem aici, păț, 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 cablu, păț, bun. Le lăsăm aici, ăsta, ăsta o să mi lipesc. O, ăsta o să fie cel mai tare certificat of quality. Adică ăsta ce, ce ar vrea să fie, nu știu. Vreau să mi lipesc pe tricou, dar o să citesc pe acolo ce treaba. Bun, și avem aici nebunia. Băi, ți-e bine arată. Deci, cam așa arată un tableta. Cam așa. Păi zgriată? Ce pana mea? E zgriată deja și eu ar trebui să Băi! Nu se vede că am calitatea shitty. Dar e, e zgriată. Probabil de la împachetare. Nu, nu sunt niște zgrieturi să zici că ba, a luat-o de pământ. Ideea este că există. Bine, nu mă deranjează pe mine cu absolut nimic. Niciodată nu m-a deranjat. M-a deranjat de la garaj când am găsit cutiile deschise și îndoite. Dar din China, e ok, Bun, haideți să-i dăm, avem aici butoanele uh, butonul de volum, butonul de startup probabil avem aici, uh, uh, aici cred că e locul de card aici micro, HDMI sau cum să o numi el uh, USB-ul, jack, difuzoare aici habar n-am ce e, ah, aici ca să poți să conectezi uh, tastatura cu touchpad-ul prin ăsta pe partea, asta, pe partea, asta avem iar un difuzor, deci avem parte de două difuzoare. Băi, nu mai așteptam să arate chiar așa de bine. Ce să fie aici? Că e baterie externă. Da, de, de să scoate, pardon. Haide să îi dăm prima pornire. Sper să aibă baterie măcar de pornire. Uite, să a prins un beculeț. Și hai să vedem. Onda, onda, one onda. <laughs> uh, se încarcă acolo. Hă, stai, asta e poza de thumbnail, așa. Uite cursorul acolo, admin. Bă, fii în că are, are, deja instalat pe ea. Ok, Mă văd aici. Ok, am, am făcut o mică schimbare. Acum filmăm cu telefonul. A, am pus telefonul să filmeze. Am conectat tableta la net. M-am jucat. M-am jucat. A, am utilizat-o câteva ore. Nu știu, acum e ora 6 dimineața. Nu știu cât era când când am filmat cealaltă parte. A, oricum, pe zi. Sper să se vadă bine. Oricum, calitatea este mult mai ok. Acum... Uh, o să vedem cât de tare se aude, o conectăm la net, bine, este conectat la net, am descărcat pe ea, uh, am descărcat Photoshop-ul, suntem pe YouTube acum, sper să se vadă bine, o voi lăsa totuși aici, da, se vede foarte bine, dar în schimb nu văd eu absolut nimic, nu știu cum fac cu Brainesul. Uh, presupun că trebuie să fie pe aici, uh, habar n-am unde, sincer, să fiu. Stați așa, în setări știu sigur, m-am învățat și puțin cu, cu ăsta, cu Windows 10-le, deși e puțin, puțin cam, cam ciudățel. Așa, bun, ca să se vadă bine la voi. Acum o să luăm o melodie ceva rapid de tot, de la No Copyright Sound. Să luăm tastatura, să vedem și cât de tare se aude. Apoi o să intrăm rapid și în Photoshop. Am, am reușit să bag Photoshop-ul pe ea, nu am instalat niciun driver, ceea ce e bine. Se încarcă rapid, doar că viteza de internet aici jos nu este cea mai bună. Deci s-ar putea să stăm puțin la, la încărcat. Ok a început deja, uite, o luăm pe prima, acum două zile uploadată. Este, cred că, la maxim, da, cam așa se aude pe două difuzoare. La microfonul de la calculator. Se aude bine. A, e distanță cam de un braț de la microfon până la, până la asta. Se aude bine rulează bine. Am zis că dacă tot îi fac review, să facem... Sunt curios cât de repede se... Dar n-am viteză de net aici ca să dau Full HD. deci am rulat-o o zi, bateria este la 52%. Bine, o zi a trecut cât am mai folosit cu am pornit-o. Aproape zi. mai are o oră și 13, ok, acum sunt și 17 minute. Photoshop-ul, L-am luat ca să fac niște chestiuțe pe acolo, se încarcă, băi, se încarcă destul de rapid uh, pentru, pentru specificațiile acestei tablete. Ceea ce m-a mirat și pe mine, adică mă gândeam, bă, aștepți mult, dar aștepți cam cât aștepți și pe calculator și... Aici suntem în Photoshop, acum o să-mi apar chestiile alea pentru că nu am creat niciuna, doar m-am jucat cu ele. Și am văzut că avem și modul de tabletă, ceea ce eu nu, nu văzusem, nu cred așa nu l-a apăsasem. Așa, avem tablet mod. Asta schimbă, schimbă, total tableta, adică o face mai, mai prietenoasă să zic. Totul, ia sunt curios, create new. Sunt curios dacă și asta este diferit. Uite, custom am dat eu aici. Nu, încă nu proporționează totul bine. Uh, chiar nu poți să o folosești în tablet mod pe Photoshop. Da, uh, aparent nu poți aici. Probabil decât să deschis tu una, nu știu. Și s-a pus în spate? Da. Da, nu, nu, nu poți să o folosești în tablet mod pe, pe Photoshop pe astea. Asta e butonul de Home. Dar e destul de interesant care și chestia asta. Poți să o folosești dacă vrei. Bine, în Photoshop nu, nu ai cum să o folosești așa. Și poți să o folosești și sub forma asta. Ceea ce e destul de tare. Și... Uh, haideți să -i întoarcem noi. O să-i dau folia jos de pe spate. Am scos-o din tablet mod. Ok. Și pur și simplu ca la calculator, bam, s-a închis Putem să dăm refresh, parcă aici. Sau, nu știu dacă ai F-uri pe tastatura asta. Nu ai, în schimb ai CTRL-ul. Yeah. ok. A, ah, îți arată, a înducat copii. Ok, destul de tare. Haideți să îi dăm folia de pe spate jos, pentru că m-a enervat toată ziua. Sunteți gata? Savurăm momentul. N-am n-am ce să fac cu asta, sincer să fiu. Și cea pe față e destul de deranjantă, doar că o protejează. Nu știu dacă mai are altă folie, dar nici nu mai pot să o dau pe asta măcar. Bă, cred că are două folii pe față. Asta, da, a venit și... N-am nici unghii. Dacă nu mă înșel, are două folii. Stați așa. Nu, ăsta e ecranul. Ha, am și murdărit-o. Și acum nu o să se mai lipească aici sus. Și o să înceapă să se dezlipească toată. Da, ok, o să, o să las cu asta până îi cumpăr eu folie și o husă. Deci cam asta este tableta în mare, cam așa arată. Uh, o să găsiți în descriere toate linkurile de care aveți nevoie. Deci rulează foarte bine cât de repede se deschide browserul, apăsăm o dată, fără să l-am încărcat sau ceva în bară, așteptăm puțin și mai pornește sau? Ok, se pornește. Ideea e că odată ce l-ai pornit poți să-l în bară și nu te, nu te încurcă cu absolut nimic. Nu cred că ați văzut foaia acolo. <laughs> uh, și e destul, uh, deci e foarte ok Poți intra pe Facebook Este un calculator în miniatură Performanțele, dacă am ăsta deschis, cam bubuie, sincer, dar ea, în schimb, merge bine. Adică, cel puțin în Photoshop, se mișca bine, ceea ce m-a mirat. Deci, fără să o atingi cu ăla în bară, hai să pornim și un YouTube. Ceva nu mă interesează să... Nu vreau să se audă, vreau doar... Ia, nu știu, orice. Aici, ăsta. a intrat? Se încarcă? Nu, n-am apăsat pe el. E, mai nasul cu apăsat ăsta pentru că... Acum, oh, pusasem, Pentru că nu știu exact unde s-a pus. Asta e copyright direct. O lăsăm aici. Procesorul e 98%. 83% scade odată ce s-a încărcat pagina. N-am făcut testul ăsta și cu, și cu Photoshop. Uitați-vă dacă țin YouTube în bară și cred că merge. Da, Uh, ideea e că fluctuează. Oricum, pentru banii ei e super ok. Adică eu sunt mulțumit având în vedere că este moca. Uh, le mulțumesc băieților de la, de la GearBest din nou. Uitați, 18%. Ar trebui dacă îi dau volum. Băi, nu. Deci cam acolo se duce. 6%, 5%. Deci nu mănânc o dată. Probabil dacă dai calitatea mai mică la clip mănâncă și mai puțin. Deci e super ok. Memoria 55% nu o duce prea bine, având în vedere că 4 RAM și ți și Windows-ul. Este pornită de 9 ore tableta. Uh, scrie aici viteză, acum nu e folosit prea mult la ăsta. Avem memoria. Ei mai avem liber 1.7, e destul de ok. Adică eu cel puțin m-am împăcat, împăcat destul de bine. Doar că o să folosesc o tastatură și un mouse wireless la la iam, un kit de la. Bun, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like și baftă. Pa 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 pam.